Tenismenele slătinene și-au adăugat în palmares un nou titlu de campioane naționale alături de colegele de la ACS Dumbrăvița. După meciurile grele din turul Superligii pe care le-au câștigat detașat, fetele au știut că manșa secundă a competiției va fi una dificilă. A fost finala Superligii, returul la Iași. Noi jucasem turul la Dumbrăvița, unde câștigasem cu scorul de 5-3, dar foarte greu, meciurile au fost foarte grele. Noi ne cunoaștem foarte bine una pe cealaltă, niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Știam că la Iași va fi un meci foarte greu, nu a trebuit să ne relaxăm deloc, chiar dacă am câștigat în tur cu scorul de 5-3. Fetele aflate la comanda antrenoarei Nicoleta Husar au dorit să își reconfirme titlul de campioane naționale la senioare și au reușit pentru al treilea an consecutiv. Favorite la titlu au fost în aceeași măsură și fetele de la Iași, printre care s-au aflat și slătinencele Irina Ciobanu și Diana Lupu, dar și cele din Constanța. Iașul încă de la început, pentru că și el avea în componență două sportive de lot, e vorba de Ciobanu Irina și Lupu Diana, dar au mai fost și echipe ca Constanța, unde și acolo am avut adversare și din Moldova. Au fost destul de grele meciurile, chiar în semifinală am jucat cu Constanța, dar am reușit să ne impunem cu scorul de 5-2, 5-3. Chiar dacă ACS Dumbrăvița a pierdut returul finalei Superligii cu 5-3 în fața adversarelor de la Politehnica Iași, fetele au cucerit laurii datorită setaverajului superior 32-29. Din componența echipei au făcut parte Mihaela Dospina, Andreea Zamfir, Adina Diaconu, Mădălina Pauliuc și Carla Manea.